În județul Olt, 95 de candidați au participat în 20 aprilie la proba scrisă a examenului de definitivare în învățământ sesiunea 2017. Doar 64 dintre aceștia au avut șansa de a promova. 18 la învățământ preșcolar, 9 la învățământ primar, 8 la limba engleză și câte 5 la arte vizuale, educație fizică, limba și literatura română și matematică. Note sub 5 au fost în număr de 8, între 5 și 6, 99, 23, 7, 8, 99, 56 și 9, 99, 8. Nu am avut nicio notă de 10. Contestațiile vor fi depuse la centrele de examen conform calendarului aprobat în zilele de 25 și 26 aprilie. Rezultatele finale vor fi afișate pe 30 aprilie.